Plin de mulțumire venim înaintea ta, Tată iubit, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai adus în locașul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru această săptămână care am trecut-o cu bine, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai păzit, ne-ai condus și ne-ai dat la timp potrivit tot ce am avut nevoie. Te rugăm ca în continuare, în sabatul care am intrat, să ne dai Tu putere ca să înțelegem cuvintele Tale, să putem să le punem și în practică și ajută-ne ca prin comportamentul, prin vorba, prin ceea ce facem, să arătăm că suntem copii ai Tăi. Te rugăm să fii cu cei care nu au putut să ajungă în locașul Tău cel Sfânt, să binecuvintezi acolo unde sunt, să le dai Tu putere, sănătate și tot ce au nevoie la timp potrivit. Noi te rugăm să fii cu solul care este în seara aceasta, te rugăm să-i pui cuvintele Tale pe buzele lui și ceea ce învățăm să putem să ne călăuzească în acest sabat și în viața de zi cu zi. Noi Te iubim și numele Tău aduce în slavă și dorim să fim cu Tine în veșnicie. Amin. Pacea Domnului, bun găsit la ceas de seară, la ceas de deschidere a timpului sfânt de sabat. Sper că ați primit binecuvântări din belșug în săptămâna aceasta și avem motivele sau inima încărcată de toate motivele pentru a aduce laudă lui Dumnezeu și vă propun să facem lucrul acesta, însă înainte aș vrea să vă împărtășesc doar câteva cuvinte. Cine știe cine a fost Lina Sandel? Lina Sandel. Știe cineva? Lina Sandel sau numele ei complet Carolina Sandel s-a născut în octombrie
3 octombrie 1832. A crescut într-o familie de creștini. Tatăl era un pastor baptist, un om credincios care a predicat adevărul cuvântului Bibliei. De mică a însoțit pe tatăl său în călătorile care le făcea în satele din partea de nord a Suediei, sate care de multe ori erau legate de râu sau de un lac, deci pe care trebuiau să treacă. La vârsta de 26 de ani, Carolina era într-o astfel de călătorie împreună cu tatăl său și pe lacul unde trebuiau să treacă, barca s-a scufundat, s-a întors, tatăl ei a căzut în apă și n-a putut să-și revină să se apuce de barcă. Ea a fost singura care a scăpat și ca urmare a acestei încercări, în viața ei s-a produs o transformare, o schimbare deosebită. A început să scrie cuvinte, poezii și versuri pentru care apoi au fost făcute note sau muzică și unul dintre imnurile cele mai cunoscute, Zi de zi, poartă cuvintele acestei tinere relatate sau legate de experiența aceea când într-o situație plină de dramatism, de tragedie, tatăl ei a murit, dar ea a continuat să lucreze pentru Dumnezeu. Day by day and with each passing moment, deci zi de zi, cu fiecare moment care trece, strength I find to meet my trials here, găsesc putere pentru ca să trec prin încercările de aici, trusting in my father's wise bestowment, având încredere în ceea ce tatăl meu a pregătit pentru mine, I have no cause for worry or to fear. Nu am niciun motiv pentru ca să mă îngrijorez sau să-mi fie teamă. Numărul 230, zi de zi, este traducerea textului în limba română. Putem să avem și pianist, vă rog? Da? Thank you. 230. Zi de zi, și fai,
situație dificilă săptămâna aceasta? Sau nu? Înseamnă că toată lumea a trecut foarte bine și este un motiv de laudă pentru noi toți, dacă nu am avut niciun fel de încercare. Însă, aș vrea să vă gândiți bine în timp ce ascultăm sau citim din Biblie, pentru că s-ar putea să găsim și alte motive de a mulțumi lui Dumnezeu. Vreau să merg la o altă localitate acum, unde de asemenea este vorba de o situație de criză. Vă invit să deschideți împreună cu mine Biblia la Evanghelia lui Ioan, capitolul 4. Ioan, capitolul 4. Începând de la versetul 46, în continuare până la 50. Ioan 4, 46, mai departe. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. O citire la prima vedere a acestui pasaj ne descoperă cum Domnul Hristos a vindecat pe acest copil, acest fiu, da? Și lucrul acesta este deosebit, este frumos. Nu este însă poate atât de neobișnuit atunci când citim despre lucrarea lui Iisus pe pământ, atunci când descoperim de la început și până aproape de încheierea lucrării lui găsim multe vindecări, multe lucrări pe care Iisus le-a făcut, găsim pe Iisus predicând. Deci vindecarea acestui tânăr, acestui copil este un lucru deosebit, un lucru frumos în viața lui, dar aș vrea să vă spun că pasajul de aici, dacă rămânem numai la o citire de primă vedere, pasajul acesta ne privează, ne oprește să descoperim niște comori, niște perle cu totul deosebite. Pentru ca să găsim perlele, trebuie să punem ochelarii lui Ioan. Ioan a scris această epistolă, nu-i așa? Nu-i așa? Mulțumesc! Deci Ioan a scris această epistolă. Ca să înțelegem ce vrea să spună Ioan aici, trebuie să vedem cum a gândit și cum a lucrat Ioan, cel care a scris pasajul acesta. Deci trebuie să ne punem ochelarii lui Ioan și trebuie să ne luăm lopețica, adică răbdare și cuvântul lui Dumnezeu și să începem să săpăm. Haideți să privim puțin la context. Ioan capitolul 4, pasajul acesta este aproape sau undeva aproape de începutul lucrării lui Iisus. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți tineri aici, i-aș fi întrebat, dar vă întreb pe dumneavoastră cei care sunteți tineri mai în spatele bisericii. Capitolul 2 din Ioan vorbește despre? Mulțumesc! Nunta din Cana este începutul lucrării lui Iisus, Domnul Iisus. Capitolul 1 este de fapt introducerea. Iisus este descris ca fiind cuvântul, cel care este Dumnezeu și împreună Dumnezeu cu Tatăl. Capitolul 2, deci, deschide lucrarea aceasta, nunta din Cana. La nunta din Cana, Iisus, împreună cu o parte din ucenicii săi, a participat, mama lui Iisus era acolo, vinul a fost cel care a fost obținut ca urmare a transformării apei din vin atunci când vinul inițial pregătit s-a terminat. Și știm, Biblia ne spune că vinul acesta pregătit de Iisus a fost mult mai bun decât ceea ce au avut ei inițial pe masă. Deci, capitolul 2, nunta din Cana. Capitolul 3, trebuie să știți lucrul ăsta pe de rost. Iisus și Nicodim. Unde are loc întâlnirea între Iisus și Nicodim? Mulțumesc, e în ce timp al zilei, dar insist asupra întrebării. Unde? În ce loc? Uh,
Mulțumesc. Deci, lângă Ierusalim. Lângă Ierusalim. Iisus, după ce a început lucrarea sa în Cana din Galileea, a mers apoi în Ierusalim. Ocazia cu care îl găsim pe Iisus în Ierusalim era sărbătoarea Paștelor, da? Era primul Paște sărbătorit de Iisus. Are loc întâlnirea, deci, cu Nicodim, atunci când Iisus îi vorbește despre nașterea din nou, despre înălțarea șarpelui în pustie, așa cum Moise a vorbit, și analogia sau reprezentarea, simbolul pe care acel șarpe l-avea, Iisus urma să fie cel care urma să fie ridicat pe cruce. După ce Iisus vorbește cu Nicodim, are loc curățirea templului, multe minuni pe care Iisus le face la Ierusalim, toți bărbații din Israel erau adunați acolo. Era sărbătoare în care toată lumea trebuia să fie prezentă, inclusiv cei din Galileea, unde Iisus începuse inițial lucrarea. Deci, capitolul 3 vorbește despre lucrarea lui Iisus continuată la Ierusalim în primul an sau în prima parte a lucrării sale. Capitolul 4 îl găsim pe Iisus, mulțumesc, plecând din Iudeea, pentru că iudeii erau acum foarte supărați, foarte nemulțumiți de modul în care Iisus lucra și doreau să-L prindă. Pentru ca să evite o confruntare în timpul acesta, când lucrarea tocmai demarase, când lucrarea tocmai începuse, Iisus pleacă din Iudeea, din Ierusalim, și merge înapoi către Galileea. Unde se oprește Iisus pe drum? Dacă puteți să vă imaginați Israelul ca fiind un fel de dreptunghi aranjat cu o bază mică în jos. Jos este Iudeea, Ierusalimul, trebuia să ajungă sus la nord, unde este Galileea, lângă Marea Galilei. Ca să treacă de la sud la nord, Iisus avea mai multe opțiuni. Priviți ce spune capitolul 4, versetul 4. Începând de la 3, de fapt. 3 și 4. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Deci mergea în direcția Galilei. Versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Nu era singurul drum care mergea către Galileea. Întrebarea mea este, de ce trebuia să treacă prin Samaria? De ce cuvântul trebuia să treacă prin Samaria? Să facă o trezire în Samaria. Iisus avea o întâlnire. Într-adevăr, planul era de a deschide lucrarea și în Samaria. Așa este. Dar modul în care Iisus trebuia să deschidă această lucrare este cu totul deosebit. Întâlnirea urma să aibă între el și să fie între el și femeia samariteancă. Da, cunoaștem prima parte a capitolului 4 în care Iisus se întâlnește cu femeia și în dialogul care se deschide, femeia descoperă ceva cu totul deosebit. Vă invit să privim la versetul 25. Capitolul 4, versetul 25. Și dacă cineva a găsit, îl invit să citească cu voce tare. Mulțumesc. Care era viziunea acestei femei despre Mesia? Când va veni Mesia, ce se va întâmpla potrivit cu ceea ce ea a înțeles despre Mesia? Ne va spune toate lucrurile, mulțumesc. Versetul 26, Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Și vreau să mergem acum la versetul 28 și apoi versetul 29. Dacă a mai găsit cineva, versetul 28 și 29. Mulțumesc. Care a fost mesajul acestei femei către cei care locuiau în aceeași cetate? Veniți și vedeți omul acesta. Omul acesta este cel care mi-a spus tot ce am făcut eu. Omul acesta mă cunoaște, da? Deci, viziunea ei despre Mesia era că Mesia urma să fie cel care va descoperi, va spune toate lucrurile din viața mea.
din viața ei respectiv. Iar mesajul acesta a fost: veniți să vedeți, nu cumva acesta este Hristosul. Eu l-am găsit pe Mesia, mi-a spus tot ceea ce am făcut. Versetul 39. Frate Daniel, ați început mai devreme. Versetul 39. Mulți ca mai temi în cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Mulțumesc, mulțumesc. Iar apoi găsim ceea ce ne bucură foarte mult în versetul 40, mai departe. Când au venit samaritenii la el, deci samaritenii au ascultat mărturia acestei femei, apoi când samaritenii au venit la el, spune versetul 40, l-au rugat să rămână la ei. Și el, Iisus, a rămas acolo două zile. Atunci mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Mulțumesc, din pricina cuvintelor lui. Vreau să-mi spuneți, în capitolul 4, de la început și până aici, câte minuni a făcut Iisus? Să reformulez. Câte vindecări a făcut Iisus? Zero, da? Niciuna. Mulțumesc. Câte înviere a făcut? Niciuna, da? Este cu totul deosebită și cu totul remarcabilă dezvoltarea aceasta a lucrării lui Iisus, trecând din Cana la început, apoi Iudeia, Ierusalim, la primul Paște, mergând înapoi în Iudeia, dar făcând o oprire pentru că trebuia să se oprească în Samaria. Și acolo are loc, într-adevăr, convertirea acestei femei, are loc convertirea multora pentru că ei, cei mulți, au crezut cuvintele ei, iar apoi când au venit la el, și mai mulți au crezut datorită mărturiei lui Iisus. După timpul acela cât l-au petrecut împreună, găsim introducerea de fapt la tema din această seară. Versetul 43. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea mai departe. Iar versetul 45. Când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim, deci la sărbătoarea Paștelor, acești galileeni văzuseră tot ce făcuse Iisus acolo, a fost primit bine de ei în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors deci în Gana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. Și intrăm în criză. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, ar cărui fiu era bolnav. Cine era tatăl și cine era fiul? Haideți să ne familiarizăm cu caracterele de aici. Ce ne spune cuvântul din Biblie cu privire la tatăl? Și găsesc lucrul acesta cu totul deosebit, nu numai pentru că este legat de toată lucrarea pe care Iisus a început-o atunci în Cana, este singurul evanghelist, Ioan, care redă această experiență. Este cu totul deosebit și vă invit să privim cu atenție. Cine este deci tatăl? Mulțumesc! Versetul 47 spune că tatăl era un slujbaș care locuia în Capernaum, de fapt. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, fiul lui era bolnav. Ellen White, în descrierea pe care o face asupra acestui capitol, spune despre acest om. Este vorba despre capitolul 20 din Cartea Hristos, Lumina Lumii. În Capernaum, acolo unde locuia acest slujbaș, veștile au ajuns la un nobil iudeu. Omul acesta nu era doar un slujbaș, era un om nobil. Un om care și prin educație, dar și prin naștere avea un caracter și o așezare în societate care îi conferea acest titlu.
Era un ofițer în slujba împăratului, un fiu al acestui slujbaș era bolnav de o boală care nu avea vindecare. Deci tatăl este un om de origine nobilă, este așezat într-o funcție înaltă, un om educat, un om care prețuia foarte mult corectitudinea, cinstea și care știa să lucreze cu cei care îi avea în subordine. Împăratul, aflăm, a pus preț pe omul acesta, l-a ajutat să poată să încerce să găsească o vindecare pentru copilul lui. Ce știm despre copil, despre fiul lui? Mulțumesc, atât știm. Biblia nu ne spune câți ani avea, ne spune doar că era bolnav. Inspirația ne spune că boala acestui copil, nu se știe exact ce era, dar era o boală la care niciun medic din timpul acela nu a putut să-i găsească vindecare. Vă dați seama că tatăl acela era într-o situație cu totul deosebită. Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi în situația aceasta? Să ai un copil care este bolnav și care nu are niciun fel de șansă ca să se vindece și care probabil în câteva zile, poate săptămâni, va ajunge să moară. Omul acesta, ni se spune că a auzit despre Iisus. Tatăl, fără nicio altă soluție, auzind despre lucrarea pe care Iisus a făcut-o în Iudeea, despre minunile pe care le-a făcut atunci în Ierusalim, se hotărăște să meargă la Iisus și să ceară ajutor. Aș vrea să vă întreb, care este relația dintre tatăl acesta, acest nobil slujbaș sau ofițer în slujba împăratului, și fiul său? Cum ați caracteriza relația dintre tată și fiu? Își iubea fiul, mulțumesc. Era apropiat ca orice părinte, da? Ar fi dat totul ca să fie vindecat, mulțumesc. Relația era foarte strânsă, da? Părintele acela suspina, îl durea foarte mult că copilul lui era pe patul de moarte. Dragostea aceea față de copilul lui nu poate găsi echivalent în cuvinte. Este ceea ce fiecare părinte ar putea să facă și probabil că face atunci când copilul lui este în aceeași situație. Vreau să vă întreb care este relația dintre acest nobil și Fiul lui Dumnezeu, Iisus. Mai spuneți o dată, nu am înțeles bine. A crezut că Iisus poate să vindece. Mulțumesc. Chiar a crezut lucrul ăsta? Ok, de aceea s-a și dus la Iisus. Cristi? Vă rog să-mi spuneți, s-a întâlnit vreodată cu Iisus? Niciodată. A vorbit cu Iisus? Niciodată. Auzise despre Iisus, atât. Auzise despre Iisus. Între nobilul acesta și Iisus nu exista nicio relație. Omul acesta doar auzise despre Iisus, atât. Auzise despre minunile lui și numai din cauza aceasta, pentru că la momentul acela, pentru el, în viziunea lui de tată, nu mai exista nicio altă soluție, s-a hotărât să meargă la Iisus. Cum ați caracteriza credința acestui părinte? Am găsit răspunsul că tatăl a avut credință ca să meargă să-l caute pe Iisus. Deci, omul acesta nu mai a auzit despre Iisus.
Pe ce și-a bazat omul acesta credința? Pe cele auzite, mulțumesc. Da, dar auzirea vine în urma auzirii cuvântului, nu a vorbelor oamenilor. Omul acesta și-a bazat credința numai pe ceea ce a auzit. A plecat de dimineață, pentru că distanța între Capernaum și Cana, Capernaum este chiar aproape de malul Galilei, Mării Galilei. Cana este puțin mai spre vest. Distanța este aproximativ 10 mile, cam 15-16 kilometri. Pe timpul acela era o distanță destul de mare, dacă este nevoie să o faci pe jos, îți trebuie câteva ore. A plecat de dimineață pe baza a ceea ce a auzit și cu speranța că va avea ocazia să vorbească și să-L cunoască pe acest Iisus. Ajungând în Cana, spune Ellen White, a găsit o mulțime de oameni în jurul lui. Și-a făcut loc printre oameni cu inima nerăbdătoare până când a ajuns față în față cu Mântuitorul. Credința lui, bazată pe auzit, credința lui a început să tremure când a văzut numai un om îmbrăcat simplu, plin de praf și obosit de călătorie. Iar dânsa continuă. Vă invit să citiți acasă aceste cuvinte, este extraordinar. Omul acesta, al cărui fiu era bolnav pe moarte, s-a îndoit că această persoană în fața lui, Iisus, ar putea face ceea ce el venise să-i ceară. Vă sună lucrul acesta ca fiind credință? Ce se întâmplă când ai credința bazată pe ceea ce auzi? Gândiți-vă, sau să ne gândim la lucrul ăsta. Totuși, pentru că a ajuns în fața lui Iisus, acest om i-a spus pentru ce a venit și l-a rugat pe Mântuitorul să vină cu el acasă. În cuvintele lui, vino pentru că fiul meu este pe moarte, da? Dar Ellen White spune că întristarea lui, povara inimii lui, era mai mare, era mai de mult cunoscută de Iisus. Înainte ca acest slujbaș să plece de acasă, Mântuitorul văzuse durerea lui. De când văzuse Mântuitorul durerea lui? Dinainte ca el să plece de acasă. Și atunci vă întreb din nou și mă întreb și pe mine. De ce avem pasajul acesta din capitolul 4? Ne vorbește despre vindecarea copilului? Sau poate despre o altă vindecare? Să mergem mai departe. Deci l-a rugat să vină. Primul contact. L-a văzut, a început să se îndoiască, dar totuși era singura soluție. Omul acesta i-a spus, vino ca să tămăduiești pe fiul meu care este pe moarte. Versetul 48. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. De ce a spus Iisus lucrul acesta? Mai ales dacă omul ar fi avut așa mare credință. Erau mulți de față. Cuvintele erau pentru mulți, pentru toți cei de față, de fapt, dar erau adresate către omul acesta. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Nu credeți ce? Iată ce spune Ellen White. În ciuda dovezilor clare că Iisus era Hristosul, omul acesta,
se hotărâse să creadă în El, adică în Iisus, numai cu condiția împlinirii cererii Lui. Deci, omul acesta când a plecat de acasă și până când a ajuns în fața lui Iisus, aceasta era socoteala lui. Voi crede în El dacă El vine acasă și întămăduiește Fiul. Atunci voi crede în El. Mi se pare bun modul ăsta de gândire? Vi se pare corect, rezonabil? Atunci când ai dovezi clare că Iisus este în fața ta și este Mântuitorul, de ce să mai pui sub semnul întrebării mesianitatea Lui? De ce să mai pui sub semnul întrebării calitatea Lui de Fiul de Dumnezeu și mântuirea Lui? Credința Lui, deci, a început de la credință pe bază de ceea ce a auzit. Cum descrieți acum credința acestui om care răspunde apoi lui Iisus? Iisus îi spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți, iar în versetul 49, un verset mai departe, slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare copilul meu. Cum este credința acestui om? Mulțumesc, a stăruit, da? Vino, Doamne, până nu moare micuțul meu sau copilul meu. La ce se gândea el în mintea lui? Orele sunt numărate. Dacă tu nu vii acasă la mine, copilul meu moare. Mai există vreo speranță dacă copilul meu moare? În mintea acestui tată mai există vreo speranță? Mulțumesc! Iisus spune, corectare, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți, a fost răspunsul lui Iisus, iar slujbașul a spus, dacă nu vii, Doamne, până nu moare, după aceea nu mai are rost. Acum este timpul ca să vii. Cum descrieți credința acestui om după răspunsul lui la momentul de față? S-a întâlnit cu Iisus și a înțeles că Iisus este într-adevăr o persoană deosebită. Cineva care poate să spună toate lucrurile, care poate să rezolve, dar cum poate să rezolve Iisus lucrurile potrivit cu ceea ce acest om gândește? Mulțumesc, era o credință limitată. Era o credință limitată de ce? Ce limita această credință? Viziunea lui despre Mesia. Care era viziunea femeii samaritence despre Mesia? Omul acesta, când va veni Mesia, ne va spune tot lucru, tot ce ține de viața mea. L-a găsit pe Mesia? L-a recunoscut și l-a găsit. Omul acesta, în momentul acela, a recunoscut că este Mesia, dar credința lui este limitată de modul în care el gândește că Mesia lucrează. Deci Mesia trebuie să fie prezent ca să poată să intervină și Mesia trebuie să vină acum, nu mai târziu și nici cu o altă ocazie. Este un plus, putem să spunem, este credința plus, da? Înțeleg și accept că ești Mesia, dar vreau să văd eu, vreau să fiu de față, vreau să văd cu ochii mei și vreau să fii acum. Se întâmplă să avem acest fel de credință? Să-i spunem Domnului, uite, te rog frumos, vreau să rezolv problema asta, dar aș vrea să rezolvi acum și aș vrea să rezolv să văd și eu că o rezolvi. Este credința pe care acest om a avut-o în momentul acela. Mai mult decât a auzit într-adevăr, dar încă nu era credința mântuitoare. Potrivit cu ceea ce omul acesta a dorit pentru copilul său, era binecuvântarea cea mai mare. Dorea ca copilul său să poată să aibă prezența lui Mesia și să poată să fie vindecat, să poată să fie salvat, să poată să aibă viață. Foarte frumos, versetul 50 arată răspunsul lui Iisus. Versetul 50, du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. S-a uitat la el și a spus, du-te, fiul tău trăiește. Iar
Traducerea aici a cuvântului trăiește nu înseamnă că este în reanimare și se simte ceva mai bine, a luat niște medicamente și acum este spre bine. Traducerea arată că copilul acesta care era pe moarte, pentru că tatăl se temea că nu cumva atunci când se întoarce acasă să-l găsească mort. Atât de dificilă era situația aceasta. Cuvântul trăiește înseamnă că copilul tău se bucură de viață, are viață din belșug. N-are nicio problemă cu nicio boală, este perfect sănătos. Este viu. Dacă era aproape de moarte sau mort, acum este viu. Vreau să vă întreb, de ce a ales Iisus modul acesta de a lucra cu acest ofițer, cu acest nobil? De ce nu s-a dus acasă cu el să-i spună, uite, eu sunt Mesia, hai să-ți arăt din Scripturi, uite, așa cum le-a arătat celor doi ucenici pe drumul spre Emaus. Le-a deschis ochii și au înțeles că el era Mesia. Cu omul acesta nu a procedat așa. Ce înseamnă, du-te, fiul tău trăiește. Ce-i cerea Iisus acestui om? Să aibă încredere cât? De plină, da? Du-te acasă, fiul tău trăiește. Nu ai decât două opțiuni. Ori te duci acasă pentru că fiul tău trăiește, ori dacă nu, refuzi să crezi și până la urmă tot te duci acasă, dar îți pierzi toată credința. Este modul în care Iisus, singurul mod în care Iisus poate să-l câștige pe acest om, în care poate să-l apropie de și să-l aducă la punctul în care recunoașterea lui Mesia nu este doar la nivelul mental, intelectual, ci recunoașterea acelui Mesia personal. Ce face omul acesta după ce primește invitația, du-te, fiul tău trăiește? Omul acela spune că a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Ce înseamnă că a pornit la drum? A crezut. A pornit la drum, ce înseamnă? A pus credința la lucru, a acționat. Nu doar a crezut. Ar fi putut să mai stea acolo și să facă alte lucruri, să se ocupe de alte lucruri, probabil. Da? Omul acela pe loc a plecat înapoi, este modul în care credința lui se dovedește prin acțiunile lui, da? Rezultatul, fructul credinței lui este faptul că el merge acasă acum știind că fiul lui este bine. Pe când se pogora el, versetul 51, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. Lucrul acesta ne confirmă că fiul lui nu trecuse doar dintr-o stare de moarte, într-o stare de reanimare. Robii nu pleacă de acasă dacă fiul este doar în reanimare. Robii pleacă de acasă dacă fiul este viu, dacă mănâncă, se joacă sau aleargă sau face toate lucrurile fără nicio problemă, dacă este vindecat. Robii aceștia merg, ies în fața stăpânului să-i spună vestea cea bună. Confirmarea credinței, da? Pe când se pogora el, deci, la întâmpinarea robului, i-a adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care urma să-i fie mai bine. Și ei i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și ultima parte a versetului 53 este sublimă, este deosebită. Iată ce spune Ioan. Și a crezut el. Deci Ioan spune din nou și a crezut, arătând că a ajuns la culmea credinței. Nu s-a umplut inima lui de credință. Nu mai este niciun loc liber în care credința să nu fie prezentă. A crezut el și mai cine? Toată casa lui. Vă citesc din nou un gând din același capitol 20. După părerea acestui om, acestui nobil, sănătatea sau viața fiului era cea mai prețioasă dintre toate binecuvântările. Iisus însă, care știa necazul sau durerea sau plânsul lui înainte ca omul acesta să plece de acasă,
Iisus avea de dat un dar mai mare. El, Iisus, dorea nu numai să vindece copilul, dar să facă pe slujbaș și pe familia lui părtaș la binecuvântarea mântuirii și să aprindă în felul acesta o lumină în Capernaum, care în curând avea să fie câmpul său de lucru. Nu este minunat lucrul acesta? Și vă întreb din nou, de ce a venit Iisus a doua oară în Cana? Ca să vindece un copil? Cu siguranță, copilul urma să fie fie vindecat sau înviat. Nu contează, Dumnezeu știe cel mai bine. Dar dați-mi voie să vă spun, pe baza ceea ce Biblia descrie și modul în care Iisus lucrează, Iisus a venit ca să câștige pe omul acesta și toată casa lui, așa este. A venit ca să-l caute pe omul. Copilul lui era bolnav pe patul de moarte, fizic vorbind, da? Omul acesta însă era bolnav spiritual. Între cei doi, prioritatea, grija cea mai mare este către tatăl întâi, da? Și apoi, după ce îi redă viața tatălui printr-o credință care să nu se mute, să nu se clatine și printr-o asigurare că Iisus este mântuirea, este Mesia, este Mesia al lui acum, îi oferă ca dar și sănătatea copilului și binecuvântările întregii familii și apoi în locul unde au trăit, în Capernaum. Este o experiență cu totul deosebită. Vreau în câteva scurte momente să urmărim trei aplicații pe care le doresc din toată inima pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne urmăresc și pentru mine. În primul rând, este vorba despre lucrarea lui Iisus. Atunci când ne aplecăm pe genunchi și ne rugăm și îi cerem ca El să lucreze în viața copilului, a fiului, a fiicei, a celui care ne este drag, poate, sau a copilului spiritual de la biserică sau a tinerilor, trebuie să avem grijă ca înaintea lui Iisus să-i cerem lucrul acesta, lăsându-L pe El să fie Mesia și lăsându-L pe El să fie mântuirea noastră. Pentru că El este Cel care are planul cel mai bun și salvează nu numai viața copilului, ci și viața mea. Atunci când eu, asemenea nobilului acesta, voi face rugăciuni și mă voi așeza înaintea Domnului, dar îi voi spune acum și să văd eu, viața copilului este în primejdie, viața mea, mântuirea mea este în primejdie. Ori de câte ori avem pe inimă viața copilului, să nu uităm că Iisus așteaptă întâi de la noi o consacrare și o credință deplină. Și a doua aplicație, atunci când dorim să-L căutăm pe Iisus, ce se întâmplă cu credința noastră pe măsură ce îl căutăm pe Iisus? Crește, mulțumesc. Pe măsură ce ne apropiem de Iisus, pe măsură ce dorim să-L căutăm, credința noastră va crește și vom dori să stăm mai mult în prezența lui Iisus, iar rezultatul va fi o credință și mai mare care ne va ajuta să acționăm, să trăim, să lucrăm pentru El așa cum El dorește în viața noastră. Deci, atunci când dorim să avem o credință mai mare, trebuie să ne apropiem de Iisus din ce în ce mai mult. Credința ne va fi mărită. Iar ultima aplicație, o găsesc cu totul extraordinară. V-am provocat la început să vă gândiți la acest pasaj prin ochelarii sau prin modul în care Ioan, autorul Evangheliei, scrie. Și vreau să vă îndrept privirea către versetul 46 din nou. Iisus s-a întors, deci, în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. Ioan a scris despre lucrul acesta în capitolul 2.
Vreau să vă întreb, de ce repetă Ioan aici, în capitolul 4, versetul 46, același lucru? Un motiv ar fi că vrea să confirme că nu sunt două orașe Cana, unul în capitolul 2 și unul în capitolul 4. Deci un motiv care ține de geografie. Mă tem însă că este mult prea puțin. Ioan vrea să spună mult mai mult aici. Ce eveniment a marcat deschiderea lucrării pe pământ al lui Iisus? Care a fost evenimentul? Capitolul 2. Nuntă. Mulțumesc. Nuntă. Este o ocazie de bucurie extraordinară, este o ocazie de început, este o ocazie în care mirele și mireasa își dedică nu numai viața unuia celuilalt, ci viața lui Dumnezeu. Este reflectarea sau reprezentarea lucrării de creațiune pe care Dumnezeu a făcut-o la început. Dumnezeu a creat la început, iar săptămâna creațiunii s-a încheiat cu o nuntă. Mulțumesc! A fost căsătoria lui Adam și a lui Eva. A fost prima familie. Și Iisus este cel care a oficiat. Lucrarea lui de mântuire aici pe pământ începe tot cu o nuntă. Și nu numai că începe cu o nuntă, este adusă prezența lui Iisus și este adus vinul cel mai bun la nuntă. La nunta la care Iisus este prezent, vinul este cel mai bun vin care se poate aduce. Deci deschiderea lucrării lui Iisus este simbolul, este reprezentarea lucrării de creațiune pe care Iisus, împreună cu Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, au îndeplinit-o la început. A doua vizită la Cana. Care sunt circumstanțele? E nuntă sau nu e nuntă? Nu e nuntă. Este moarte. Un copil, un fiu este pe moarte. Este ocazie de tragedie, este viață și moarte. Fiul care n-are nicio vină, este bolnav, este condamnat la moarte. Numai Iisus Hristos poate să salveze pe acest fiu. Relația dintre tatăl copilului și fiul lui reprezintă într-un nucleu relația dintre tatăl din cer și fiul. Fiul, Domnul Hristos, n-avea niciun păcat, n-avea nicio vină. Și totuși este cel care a murit în locul meu și în locul fiecăruia dintre noi pentru ca copilul acela să poată să aibă viață. El a primit viață numai pentru că Iisus apoi a murit în locul lui. Eu și cu dumneavoastră, eu și cu fiecare dintre dumneavoastră avem viață pentru că Iisus a murit. Încheierea, deci, sau vizita a doua este într-o capsulă, dacă vreți, este într-un nucleu jertfa Domnului Hristos atunci când a murit pentru ca fiecare să poată să aibă viață. Și aceasta este ceea ce Tatăl Fiului a înțeles atunci când Domnul Hristos i-a spus: du-te, Fiul tău trăiește. Printr-o străfulgerare, așa cum Avram a văzut pe Domnul Hristos ca fiind mielul care ridică păcatul lumii, omul acesta a văzut pe Fiul lui Dumnezeu care urma să moară datorită faptul că El era Mesia, El era cel care urma să fie jertfa pentru ispășire. Prima vizită, nunta. A doua vizită, jertfa. Ne așteaptă Iisus din nou. Trece în seara aceasta din nou prin Loma Linda și prin localitatea unde fiecare dintre noi este. Vă invit, te invit și doresc și eu ca în acest sabat să ne întâlnim cu Iisus și să fie Mântuitorul meu și al dumneavoastră, ocazie în care credința noastră să fie reînnoită și inima să fie umplută cu prezența Lui. Amin.
nostru Iisus Hristos și spre lauda numelui Său, închidem serviciul divin de început de sabat cu imnul 219. Iubitor și Sfânt, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim pentru cuvintele care Tu ne le-ai dat în seara aceasta. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat această ocazie ca să ne reamintim că trebuie să credem și că Tu poți să ne mântuiești și să vin cu Tine o veșnicie. Te rugăm să fii cu cei care sunt bolnavi, să le dai Tu putere și înțelepciune ca să creadă în Tine. Te rugăm să le alini Tu suferințele. Te rugăm să fii cu cei care sunt în misiune, să-i conduci acolo unde sunt, să-i păzești și să le întărești credința. Noi te rugăm să fii cu noi noaptea aceasta, să ne scolim pace și liniște și să ne întâlnim din nou. Condune pe fiecare în parte și cu toții vrem să fim cu tine veșnicie. Amin.